Ce conținea mesajul tău de pe rețeaua de Facebook? Păi acel mesaj conținea o referire la dânsii care candidează la primăria orașului Ardud și m-am referit că cum să candideze un om care chiar nu a lucrat niciodată la viața lui sau a petrecut jumătate din viață în restaurante sau la aparate sau în case de pariuri, chestii de genul. Și de acolo a pornit tot. I-ai adresat injurii sau cuvinte jignitoare domnului? Nu, absolut nimic. Nici numele n-am menționat, am spus în general. Unde s-a întâmplat incidentul? În satul mare, în centru. Ne poți spune ce s-a întâmplat mai exact? Te-a bruscat? Unde te-a lovit? Am fost în centru și am făcut prietena și a venit și m-a luat agresiv de umăr și mi-a spus, tu ești Adrian Ciupac? Și am spus că da, desigur. Și m-a dus 10 metri după trecerea de pieton și eu a început să-mi dea o palmă. Când a încercat să-mi dea a doua palmă, m-am tras și a vrut să mă prindă de gât. Și apoi m-am tras de lângă el și s-a dus în mașină și a plecat acasă și m-a amenințat că mă caut acasă, că vine la mine acasă, că mă bate acasă, că mi-a amenințat familia. Ai făcut o sesizare poliției? Da, am fost la poliție, de acolo am fost la spital, la urgențe, de la urgențe m-au trimis la medicina legală și am obținut foaia asta cu care o să fac toate demersurile mai departe pentru a nu fi lăsată treaba așa. Ce s-a întâmplat nu e normal. Adică un candidat care candidează la primărie să se comporte așa sau să fie așa de agresiv. Ce ne poți transmite în urma acestui incident? Păi nu mă așteptam la chestia asta din partea lui, fiind candidat la primărie din partea PSD-ului, totuși mă așteptam să se comporte cum trebuie sau să fie un om matur, nu să fie așa de violent și ăsta. Și astăzi când am venit din satul mare, iarăși s-a uitat după mine, s-a uitat foarte urât, deci tot nu încetează și nu cred că o să înceteze și nu știu, vreau să se rezolve cazul ăsta, că putea fi altcineva în locul meu sau chestii de genul. Și iarăși cu amenințările. M-au amenințat că vine acasă, că familia...